Hash, hash, du-te, du-te. Un avion. Am zis că să treacă avionul, să putem să ne înțelegem. Vă salut, ce faceți? Nu vă deranjez, sunteți la curățenie? Sau faceți un pic de mâncare? Ambele, bravo. Un avion, cred că ceva cursă locală. E lucru hilar, vorba ministrului sănătății Voiculescu. Un avion care trebuia să facă legătura dintre Cluj-Napoca. Între Cluj-Napoca și Zanzibar n-a putut să decoleze. Din ce cauză? Păi când să plece avionul, au descoperit că apa din toaleta avionului era înghețată. Apa din buda avionului era înghețată. Și pentru atâta lucru să nu plece avionul, păi nu puteau improviza, că totuși erau niște români acolo în zonă. Să pună o aerotermă, să pună un reșou. Nu mai facem nimic în țara asta. Dacă nu punem un reșou în plus, n-avem căldură. Ziceam noi de Nea Nicu, care a zis să punem o haină pe noi, acum sloganul în România e să mai punem un reșou în plus. În case, în avioane, în saloane. Așa am ajuns. Da, în Zanzibar e cald, e frumos. Sau poate mergeți pe Valea Prahovei. Deja știți, de la primele ore ale dimineții. Trafic îngreunat, pe tronsonul DN, nu știu cât, București, Poiana, Brașov. Ei, uite-te, că am mai zis eu chestia asta. Dar în America chiar s-a întâmplat. Niște americani rămași înzăpeziți pe drumul care ducea spre o stațiune, niște americani au fost vaccinați acolo, domnule, la locul faptei. Se întâmpla să fie și o echipă care avea vaccin la dispoziție, câteva doze, și au zis, mă, oricum expiră. Care dintre voi dorește să fie vaccinat? Disperați americani, bucuroși, și-au scos antebrațul la înaintare. Vedeți? Vedeți? N-avem puncte de vaccinare, n-avem centre de vaccinare, dar ce avem? Cozi și aglomerații. Deci la coadă la factura la gaz, la coadă la schimbat contractul la energie electrică, la coadă spre o stațiune montană, să pot face toate vaccinurile. Apropo de vaccinuri, o întreb pe soacră mea, că soacră mea totuși acum vă dau un pic din casă. La viața ei nu a fost fitecine, a fost asistentă medicală, deci are anumite competențe, deci să zic așa. Și am întrebat-o pe soacră mea, relativ la vaccin, că și voi mă întrebați pe mine. Și zic, soacră dragă, zic, ce părere ai tu despre AstraZeneca? Poftim? E atât timpul nu răspunde la prima mea întrebare, ca să câștige timp să știe ce să-mi răspundă. Nu că n-ar auzi. Zic, soacră dragă, ce părere ai despre AstraZeneca? Zice, nu știu, am făcut egal cu Astra, mă interesează ce face FCSB-ul ca să treacă CFR-ul în frunte. Mamă, soacră, nu Liga 1, nu Astra, nu FCSB, vaccinul AstraZeneca! Zice, mai lasă-mă un pic să mă documentez. I-am și făcut o cafea, să se gândească, o cafea bună primită de la voi pe buymeacoffee.com/nicubendea. Să rămână, mulțumesc! La comentariile în acest video las și o mărturie despre maestru Florin Piersic, să dați click acolo pe link, să-l vedeți pe Florin Piersic, personajul, omul, persoana și legenda. Mă scuzați de deranj, weekend plăcut și aveți grijă ce puneți în priză și mai ales unde. O zi superbă, fără incidente. Voi mă vedeți? Mă vedeți, nu? Mai ales că m-am și aranjat, m-am spilcuit, spicuit să trăiți. Mă vedeți bine? Nu, că ori spus ăștia că e cod galben, ci pe alocuri cod portocaliu de ceață. Și apoi vorba aia, ca măgarul în ceață. Dar nu, vă văd, sunteți mulți, sunteți toți aici, dar sigur, să trăiți. Cum e? Marți, ceasurile, nu contează, în ceață. Cod galben de ceață, de parcă nu suntem cu tătie în ceață. Cu bugetul suntem în ceață, că nu știe domnul Câțu de unde să mai taie. Cu școala suntem în ceață. Astăzi se face anunțul, să vedem. Intră elevii la clase, intră profesorii la clase. Mamă, ce-mi place freza nouă. S-a mai dus ghiocei de la tâmple. Vorba aia, părul deștept, părăsește capul. Prost, la mine nu-i cazul, numai să albește. Bine că nu doare. Deci suntem păstătăt în ceață. Ceață și polei, ceață și polei, că nu merge toți în Maldive. Sau în, exact, Zanzibar, că îmi te scrieți la comentarii. Ce ai, domnul Bendea, cu Zanzibarul? Ce, nu-i bun Zanzibarul? E foarte bun Zanzibarul, e foarte bun. Acum, știți că vorbeam ieri că Vali Vigelie a mers și a dat un recital de manele, de tăți băștinașii și-o dat cu nucile de cocos de nisip și-o zis, ăstea-s noile hituri, manele, 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 ci că și un DJ, Cazacul ăla de-a fost pe la Survivor și acum e, în fine, Cazacul, știți pe Cazacul, și el a început să pună muzică pe o plajă în Zanzibar. Pentru români, evident, mixa acolo. Deci avem maneliști, avem DJ, ce le mai lipsește plajelor din Zanzibar?
Vă rog să-mi ziceți voi până iau o gură de cafea dintr-o ceașcă predestinată. Cafele pe care voi le puteți oferi cu drag pe site-ul buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Deci, ce mai lipsește Zanzibarului? Avem manele, avem DJ, Țociu și Palade. Alea spectacole. Acum lucrează zanzibarezii să facă niște amfiteatre, niște teatre de vară și apoi alea spectacole. Numai că acolo țin tot anul. Pe vremuri la Costinești și în alte stațiuni, țineau cam, show-urile țineau cam de până iulie până în septembrie, așa. În Zanzibar, unul show. Ușor, ușor, se duce showbizul românesc pe plajele din Zanzibar. Și zis ăștia, trebuie să mărim plajele, că vin români. Vin români, Zanzibar, pământ românesc. Toată lumea vrea să ajungă pe Marte, pe Lună. Noi am ajuns unde e mai important, în Zanzibar. Nu sunt atâtea reguli în ceea ce privește strictețea pentru pandemia. E frumos, e soare, e ieftin. Cu 2500 de euro te duci acolo și stai 10 zile. Nu-i bine. Pe cu banii ăștia stai de azi pe mâine în Poiana Brașov. Dacă mergi la Păltiniști, nici nu poți schia, că e acolo președintele. Intrați pe canal, șeraci și intrați pe canal să povestim mai multe. Ajute-vă Dumnezeu. Na, s-o rupt și asta? Da, începe școala. Cred că știți, nu mai trebuie să vă dau eu anunțul ăsta. Începe școala. Semestrul 2 se dorește a fi unul în care elevii să reintre în bănci, profesorii la catedre și directorii pe la inspectorat să vadă ce mai pot rezolva pentru școală. Săracii directori, când te gândești că o grămadă dintre școli nu au autorizație ISU, săracii directori trebuie să meargă pe la care, cum să bată la ușă, nemai ajutați, nemai trebuie acolo un material, un ceva, mă, că elevii trebuie să învețe. Bine, nu-i cazul municipiului Cluj-Napoca, aici au dat bunul Dumnezeu și scenariul roșu. Aici se merge numai la grădii și la 1-4. Aici suntem în scenariu roșu. Eu tot nu înțeleg, mă, metropola asta europeană, în modelul ăsta, în emblema asta de civilizație mărgăiană. Nu înțeleg cum nu putem să scădem sub 3 la 1000. Dacă nu galben, măcar verde. Dacă nu verde, suntem în roșu. Tot în roșu suntem. Scenariu. Sună nasol, mă, sună nasol. În anul 2021 să ai scenariu roșu și teste PCR. Mulțumim din inimă partidului. Dar o să avem prefect. Primul prefect din istoria post-decembristă a Clujului, de la UDMR, domnul Tașnavi. Soacră mea jubilează. A oftat puțin când a aflat știri, a spus, săracul Michițo, dacă mai trăia. Care Michițo, mamă, soacră? Săracul Michițo, care Michițo? Micloș Banfi, dacă mai trăia. Mânduierea de Tașnavi. La săracul, o zis că o aflat că e prefect la telefon. Și eu m-am culcat mai devreme, obosit, o mare 29 de ani, avocat. S-a pus la somn și zice, păi că m-am trezit dimineața, da? Telefonul era descărcat, bateria nu mai era nimic pe el. L-a pus în priză și a aflat că e prefectul Clujului. Liberalii își plâng în pumn, domnul Tișe, domnul Bog, domnul Buda, ei ne-au trădat câțu și noi, liberalii de la Cluj, câte voturi am dat. No, plângeți-vă în pumn, neamul, plângeți-vă. Fostul prefect de la Cluj, săracu, spera acolo un post bun, pe măsura abilităților, capacităților sale, i-or da ceva scaun și lui. Că e fotoliu, n-or mai fă bani. Câțu, da. Cu Orban se mai putea înțelege. Deși tot ăștia din grupul de la Cluj l-au contestat. Dar am un Câțu, taie și se spânzură, sau cum e vorba aia românească. Om trăi și om vedea. Vă rog frumos, la comentarii, scrieți păreri. E bine că începe școala? Avem suficiente condiții? E în siguranță să se meargă la școală pe vremurile astea de practic pandemie cu tulpină nouă? Ci că profesorii vor trebui să schimbe masca din 20 în 20 de minute. Că vorbesc tare și s-agită. Și schimbă masca și spun mască de Batman, mască de Spider-Man. Și când își trag și chiloții pe ăsta pantaloni, îi bai pentru elev, primesc note mici că e Superman. Share, click pe link, mergem dincolo și discutăm mai multe, că e doar miercuri. Avem timp. Zi superbă, cu gânduri și idei bune.